Hai noroc, bă, băieți, și iubire, v-am găsit la un nou episod de SAMP pe serverul B-Zone RPG 1, fraților. Ce faceți, mă, băieți și fete? Mă scuzați, dar sunt puțin cam răgușit, să zic așa. Am cam răcit, frate, în ultima perioadă, că na, am tras curent, a fost și vremea asta nașpa de ploaie. Da, aia e, frate, na. Bun, haideți, bă, băieți, că trebuie să terminăm ultima misiune de la Dimitri Petrenko ăla, frate. Trebuie să zburăm cu racheta aia spațială sau ce spunea băiatul acolo, nu știu exact. Dar știu că este ultima misiune și să vedem ce o să ne dea, pentru că, băi, frate, a durat ceva misiunea aia, adică trebuia să iei metalul, să construiască un schelete pentru rachetă, a luat o rachetă. Hai să vedem acum, băieți, să vedem despre ce este vorba în această misiune. Bă, băieți, nu uitați să dați și voi un like și să vă abonați, că, băi, eu nu că depun foarte multă muncă, că nu e cine știe ce, doar filmez și mă distrez pe aici. Dar știți și voi, e pierdere de timp, adică eu vreau să fac un content bun pe canalul meu. Că dacă postez același joc în fiecare zi, bă, e nașpa, adică e nașpa. Bă, după un anumit timp, poate lumea se plictisește și, na, de exemplu, uitați-vă și voi că pe alt joc aveam într-o zi sute de vizualizări și pe ăsta, de exemplu, am câteva. Dar nu contează, frate, contează că, cum să vă zic, că cine le place, frate, să se uite pe jocul ăsta, să se uite. Cine nu, aia e. Fiecare place ce se uită la ce îi place lui, frate, na. Și și voi cum e. Bun. Care este bunkerul din LS? Bun, aici contul va atinge așa 40 puncte. Deci că serverul când va face 600 de jucători, ne va da la fiecare câte un K și 4 respect. Bun, păi mai bine fac level, ia. Păi hai să vedem, băieți, câți. Bă, băieți, am făcut și 95 kk. 95 kk, o va veni. 95 de mii de dolari. Poate eu mi-au și eu un bunker din ăla, că se fac foarte mulți bani din ăla, frate. Avem 13 din 14 respect point, facem nivel 5 imediat. Bun, ia uitați-vă că chiar aici este Dimitri Petrenko. Și aceasta este ultima misiune, hai să vedem, băieți. Bine ai revenit, prietene, racheta este gata, acum avem nevoie de tone de combustibil. Conduc tirul la stațiile de alimentare și umple rezervorul. Mamă, acum trebuie să umplem rezervorul. Dar unde e? Ia tankerul, atașează trailerul și conduc la orice stație de alimentare. Întoarce-te numai după ce ai umplut trailerul, folosește fil la stațiile de alimentare. Bine pus. Haide, haide. Imediat. Băi, stați așa, băi. Trebuie să atașez trailerul, pac. Hai că suntem șoferi profesioniști, mă. Bun. Aici e prima stație. Ia să vedem. Filul era, nu? Bun. Hai că se umple. Ia să vedem. Oule, doar 25%. Păi ne-a trebuit vreo 4 stații, nu? Dacă 25%, hai că mai este una prin partea asta, cred. Da, pe aici, bun, bun, bun. Așa, bun. Aici solicităm. Așa. Op, unde te duci? Bun. Băi, și mai era unul, tot aici în SF, era tom în față, pe stânga, gen unde era podul ăla. O, ia uitați-vă că i-a dat primarul 4,367 de dolari. Uite, a făcut și bani și de la primar, bine primarule. Forță. Avem 4K498, ei bine, forță, forță. Îmi place, frate, îmi place. E bine, mă, mai facem bani și la primarul ăsta, poate ne luăm și noi, Doamne ajută, un bunker din ăla să mă ajute să fac bani. A, că ne luăm, că aveam 100K până la 1 milion. Mai durează ceva, dar na, hai că am luat-o bine aici. Fac. Fă bucla mare, ușor, că asta explodează. Așa, ia să vedem. Fil, așa. Și o bezănărie, ne mai trebuie una. Dar unde era? Nu cred că mai sunt. Sau de fapt mai sunt. Mai sunt bezănării pe aici, mă? Bă, nu știu, că doar pe astea trei le știu în San Fiodo. Mai este... Ia să vedem, unde mai era una, mă? Mi se pare că mai era una... În fund de tot, pe dreapta sau nu știu. Oricum mergem acum să vedem, băieți. Știu că era una în colțul din stânga a hărții, jos. Dar nu mai știu exact, adică... Sau erau două, mai erau două, stat așa. V-am spus că n-am mai jucat de foarte mult timp. Dar, na, ce să faci acum, băieți? Dar nu e problema de asta, mergem chiar acum. Găsim noi o beză, opa, ușor tatu. Deci 75%, ne mai trebuie 25% să facem 100%. Bă. Bun, hai că intrăm pe autostradă. Ușor. Asta e banda de accelerare și haide că s-a dus pe aici. Ușor, mă. Știu că era una în partea cealaltă. Stați așa că imediat găsesc. Nu e problemă de asta. Haide, ușor, unde te duci? Mâncați aici gura ta. Obiectiv personal. Ăla e la job. Bonus 100 de gold. Bă, că dacă faci obiectivul personal 100%, ăia 50K, și după aia faci 5 din 5, îți dă 100 de gold. E forță, frate. Rob, 3 din 4. Vin eu. Mai acolo. Bun, fac aici. Unde-i? Aha. Am găsit. Ce s-a oprit motorul, băi? Uite, să alimentez așa, băi, ești nebun. Băi, nu merge. Stați așa, băi, să vedeți voi acum cum dă fratele vostru cu spatele. Stați așa. Facem bucla mare, hâț. Hai că aici nu prea avem cum. Haide, hai că o băgăm încolo, în partea aia din colț, ușor, tată, uite, mama, altă prea tare. Dar nici drumul ăsta nu e bun, frate, e bordura asta pe aici și mai aviază. Pac, nu, mai dau mai în față. Hai că băgăm din câteva mișcări, pac, hai că e bine, ia să vedem. Nici o cum nu merge, mă? Hai, băi. Alimentează-mă. Nu vreau să alimentez eu. Dați-mă așa, cum era o bezănărie pe aici, mă. Dați-mă chiul la asta. Mai era o bezănărie în partea stângă aici. Ușor, mă. Așa, ce stăm acum să pierdem timpul cu asta? Uitați-o chiar acolo. E chiar aici, bezoneria, și după aia merge la Petrenko ăla. Ușor, mă, un tit. Hop, hop, ia să vedem. Hai, mă. Hai, bă, să iei os, nu mergi. Da, stat așa. Facem acum. Atâta. Bun, bun. Hai să mergem. Mergem chiar cu băieți. Am rezolvat. Bună treabă. Trailerul este plin. Contul la Dimitri. Bine, boss, chiar acum. Chiar acum mă duc. Ușor. Mamă, dar lungă stau mâncat așa. Așa. Bun. Hai că acum imediat ajungem la misiune. Hop. Vom pitea dreptul puțin. Așa. Bun. Haide, mă. Bine așa. Și de aici avem șosea, băieți. Nu-i problemă, mergem rapid. Haide, haide! Trecem și din podul ăsta. Bă, dar sunt curios ce o să dea, frate, la misiunea asta, voi ce ziceți? Că e destul, adică nu destul de grea. Bine, e ceva că pierzi timpul cu asta, frate. Ne-ați văzut și voi că du-te partea aia, vezi că va trebui nu știu ce. Și na, din 4 în 4 ori faci misiunea. Una din ele. Dar nu-i problemă de asta, frate. Facem la misiunea să vedem ce o ne dea. Ce o să ne dea la misiunea asta. Sper să-mi dea mulți bani și respect sau ceva, puncte de misiune. Chiar, băi, trebuie să facem din asta, frate. Uitați-vă aici. Avem 50 de puncte de misiune. Deci dacă strângem și noi vreo 200, ne luăm o cutie din aia, crate. Să vedem ce o să ne dea, că vreau să-mi iau... o cutie din aia ca să-mi dea o mașină. Poate avem noroc să le luăm un Inferno sau un Sultan, ceva. Bun. Sunt mândru de tine, fiule. Ai făcut o treabă excelentă, acum racheta este alimentată. Pregătește, în 5 minute va începe călătoria. Vai, mamă. Folosește liftul să ajungi la capsula succes, prietene. Baftă! Dar nu-mi da și mie arme. Mamă, un costum, frate. Y. Mamă, a făcut și lift, băiatul. Oh! Cobra a deschis o cutie roșie și a câștigat 2 săptămâni cont premium. Câte cutii roșii? Cât costă o cutie roșie? Mulțumesc. Gata. Mamă, dar mamă, ce înălțime, fratele meu. Bă, dar a făcut-o, frate, bă, asta nu glumă. Mamă, se vede tot orașul de aici, mă. O să duc și o lună. Așa, bun. Și acum dăm. A, gata, am intrat. Ia uitați-vă, o cutie roșie costă 35 puncte de emisiune. 3, 2, 1. Lansare! Hai că a zburat. Hai că a decolat bine, nu? Uhu, uhu. Și a zburat, frate. Opa. Lansare. Mamă, are și radar pe el. Ia uitați-vă. Ci, auleu, ce aici am? Mă poți auzi, prietene, sunt Dimitri, sper că ești în regulă. Specialiștii de la NASA au detectat racheta noastră, trebuie să te grăbești. Ești din capsulă. Ia auzi? Bine, boss, ha. Și cum faci? Folosește camera și fotografiază lucruri. Ouleu, ce zbor ăsta. Din jur, uite-te după orice suspicios. Mamă, ce, oh, aici scrie B-Zone. B-Zone. Mișto, mamă, da. Ce fel zboară, frate, uitați-mă. Uiii, gravitația. Uiii. Mamă, da, face salt dublu. Ia uitați-vă ce e aici, mă. Avem chiar aici, băieți, o... Cum să vă zic că... Nu o fortăreață. Un sediu de cercetare, frate. O doamnă spațială. Doamne, una zile, cica biat americanski. Eram sigur că americanii comunică cu extraterestri. What the fuck? Încearcă să intre în clădire, omoară cercetătorii și găsește orice dovezi cu NASA. Bine, boss, hai. Oleu. Ce, frate, bug? Mergi la ușă de intrare în baza noastră. A, gata, mi-a dat aici. Opa, mișto sediul ăsta lor. Ia de aici. Mamă, ce ești, frate, iau tați niște ouă sau ce să astea. Hai să intrăm. Să găsim cum dau. Cum intru aici? Bă, cum intru? Sau ce mă trebuie să fac? A, fotografii. Are cineva pe aici? A, uite asta. Bă, hai că mergem în partea asta. O, ești aproape. Uite, avem și doză de... Bă, da, ăștia au bine, frate, în sediul ăsta. Uite, niște hărți. Au dozatoare de suc și de chipsuri. Mamă. Șmecheri, băieții. Pleacă de aici. Pac. Bună treabă, ai găsit înregistrările. Ultimul, băieții au și rachete pe aici. Mamă. Și că bună treabă, ai găsit înregistrările, merge înapoi. Ești din nava asta. NASA și mergi la capsulă. Mamă, iar sau... Bă, dar ce m-au bugă ăștia, frate, de la misiune? Uite, m-a găsit un disc de ăsta, cu registrări. Uiii, ce gravitație! Ești din bază NASA. Bine, mă, hai că... Mamă, ce navetă spațială, frate. Uite ce capsulă mică. Bun. Iar e bug, mă. Bă, da, mă enervează bugul ăla, frate. Acum ieși înapoi în atmosfera Pământului. Bine ai revenit. Zboară cu naveta spațială pe aeroportul din Las San Fiodo. Deja am contactat presa și sunt interesat de înregistrările găsite. Normal. Prima știre. Un civil a găsit, a zburat pe Marte și a găsit înregistrările și dovezi cu posibile extraterestri. Mă scuzați. Extraterestri. Ia uzi. Bun, acum trebuie să mergem. Unde mă... Acolo e aeroportul din Las Ventura. Așa, și din San Fiodo trebuie să fie undeva pe aici. Unde e, mă? Cam ceva de genul. Unde era, mă, frate? Nu mă știu. Oricum, mai în față. Mamă, de asta zboară cu 270 km la oră. Uitați-vă acolo, să nu ratăm pista, ușor, pe bucla, dă jos. Mamă, nu știu dacă trezează, frate. Ce ziceți, băi, băieți, trezăm? What the fuck, what the fuck, ușor, ușor. Dacă a zburat bine, dacă e. Nu, 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 nu merge, trebuie să întoarcem, întoarcem. Întoarcem că nu e bine. Am luat orașul de tot. Am ratat prima pistă, nu contează, facem pe a doua. Deci chiar acolo e. Și întoarcem noi frumos. Nu e problemă. Ușor. Și hai că am îndreptat-o. Bun, asta e perfect. Perfect, am îndreptat-o. Și acum aterizăm pe pistă, băieți. Ne facem și pilot de avion. Hai că am adus-o fix. Am adus-o fix. Perfect, ușor, tată, ușor, ușor. Și aterizat. A, stai mă, iată-vă băieți. Băi, sunt un pilot foarte bun, ce să zic acum. Bun, așa, haide. Acum trebuie să facem stânga aici, ușor. Ușor, pune frână. Mamă, dar ce avion mare, bă. Ia să vedem, avem 4K și vedem câți bani dă sau cine dă. Felicitări, prieteni, ai finalizat misiunea. A fost o plăcere să lucrez cu tine. Ne vedem curând. Pa, pa! Oh, 5 puncte de misiune. Ne-a dat 4.900. Cât ne-a dat, mă? Am avut 4 caro, să 5 ca. În orice caz, de dată 15 care a dat. E bine, bă, e bine, forțe, forțe, ce să mai ai acum? Când faci tu banii ăștia? Nu așa, băieți? Ia să vedem câte puncte din alea avem, bă. 55 de puncte de misiuni. E bine, bine, bine. Decât nimic, e forță. Așa, băieți. Hai să mergem puțin chiar acolo sus, pe muntele Ciliat, să vedem. Poate ne luăm un cont premium de o lună. Că ăla te ajută foarte mult la bani. S-a plecat, aș strânge pentru o mașină, ce ziceți? Acum să vedem ce o să ne dea din cufrele alea, din crate, frate, sau cum se pronunță, frates. Eu le-o zic cutii, frate, mai bine. Așa. Hai să mergem acolo, urcăm pe munte, dacă era aici, ușor, ușor. Hai să urcăm cu fermusul ăsta. Dacă am închiriat o mașină și cad cu ea în apă, cum o pot recupera? Ah, te duci la rent. Ia uitați-vă, ăla a deschis o cutie roșie și a câștigat 2 săptămâni cont premium. Băi, e bine, frate, dacă ne dă și nouă cont premium. Adică, na, bola te ajută. Ușor, ce noroc am avut de ăsta. Hai că mergem acum. Ce faci? Mă joc. Ce faci? Dar nu te... Păi, dar nu vrem așa. Amești tu acolo. Cu mașina, cu vândul. Dar nu ce amești tu acolo? Mă duc pe munte. Dar nu te... Uite, uite. Uite, mă, haide, uite sus. Că tu tincătă, da? Eu, bine, bine. Bine. Primești respect pe la fiecare payday. Bun. Info Orange Crate. Orange Crate costă 100 de puncte de misiune. Îți dă între 1 și 15 respect points. Dar și merită, frate, dacă îți dă 1 sau 5. Și pentru ce să pare leva așa repede, dacă tu n-ai bani, n-ai nimica? Mai bine stai la nivel mic și ai bani câți vrei tu? Hm? Mi se pare ceva corect. Bun, hai să ridicăm aici, băieții. Haide sus! Hai sus! Deluță de Marii! Haide! Hai sus! Haide că ridică, mă! Trage mașina și cum trage, trage de rupi, trage mașina. Așa, hai că dăm și partea asta. Mai avem puțin și gata, am ajuns. Hai să vedem despre ce este vorba pe muntele ăsta celiat. Ușor, ușor. Așa, să vedem ce e cu cutiile astea. Aha. Oho, drop, ia uitați băieți drop-ul. Uitați băieți drop-ul. Mamă, dar ce e acolo sus, mă? Bă, am văzut ceva sus acolo, ia uitați-vă. E un fel de hartă sau ce e acolo, plutitoare, what the fuck. Ia uitați-vă drop-ul, băieți. A căzut drop aici. Și hai să vedem ce zice băiatul ăsta, ia. Y. Ia uitați-vă, o cutie roșie costă 70 de gold sau 35 de puncte de experiență, 35 puncte de misiune. Poate să-ți da la o lună maxim de pod premium. Așa, o cutie verde, asta e cu droguri, o cutie turcoaz. Ia uitați-vă băi, Tampa, Tornado, Splash sau Sultan. 100 de puncte de asta de una galbenă. Chetac 150. O, ia uitați-vă aici băieți, una mov costă 150 de puncte. Poate să dea un turism sau un RG. Frumos. Asta costă 200, albastră. Bullet. Silver skin. Premium skin. Deci asta mov, aș cumpăra-o la 150 de puncte de experiență din aia. 150 de puncte de misiune. Bă, dar să cumpărăm o leacă asta, Bread Crate, ia să vedem. Order. MP. Așa, bun. Gratis. Avem una roșie, hai să vedem. Urmează marcajul ca un trofeu. Ce mă? Păi și unde mă? A, uitați-vă acolo. Am găsit acolo, trebuie să mergi la trofeul ăla ca să deschidem cutiuța. Dacă ne-am luat un bandito de ăsta. Și hai să dăm acolo tare. He, pui! Mamă, 200. Hai că nu l-am bulit. Uiii. În picioare ca pisica. What? Așa, bravo băiatul. A, mă, că suntem șoferi experimentați, mă, ce ai? Bă, dar arată bine ăsta, mă, mâncați, mă, uitați-vă. Uhă, dar fugi, leacă. 150. Ușor te duci. După nuci. Ia uitați-vă, deci mașina asta are scheletele și motorul în spate atâta. Și 4 tobe de evacuare. Bă, bulangiule, care ești bulangiul bulangilor? Ai luat permisul. Bravo. Bă, dar ce proști, frate, nu ca așa. Da, n-ai cu ce, frate, în jocul ăsta. Dacă luăm așa asta. Mergem acum. Ei, bun, și asta ridică nimica. Hai că mergem acum la trofeul ăla. Opa, unde te duci? Rămânem în trofeul ăla, mai este mult. Și asta merge greu. A, că ne luăm acum o mașină nouă, nu-i problemă. O schimbăm imediat. Ia să dăm, găsim una pe aici. Aha, ia să dăm, am găsit un Phoenix. Bun, și asta. Perfect. Haide, punești motorul la Phoenix. Vum, asta e mișto. Ia uitați, bă, băieți, fac evenimentul, nu glumă. Ce ai de-am? Astea sunt întrebări, mă. Ia uitați-vă, deci, la și 5 secunde a spus ce ai de-am și la câteva secunde, în 5 secunde a răspuns animalul blând ăla. Ai, mă, frate, mă lași în 5 secunde să răspunzi tu așa repede, nu? Mă lași. Mamă, dar unde e asta, frate? Buy house, buy house. Avem de aici, băieți, putem să cumpărăm și noi. Mamă, dar asta e sus, cum mă duc eu aici? Ia. Mamă, ia să vedem, băieții. Y. Asta vedem, putem să luăm o lună de cont premium. Open crate. Haide. Ia să vedem. Și am luat. Hai cu roșu, dai roșu. Ai câștigat o săptămână de cont premium dintr-o cutie roșie. O săptămână. Am luat albastru. Perfect. Forță, frate, avem o săptămână cont premium, 7 zile. Mai vreți ceva? E bine, mă? A, premium, deja s-a pus, 6 zile. E bine, mă, băieți, e bine. Da, bă, băieți, dacă vă plăcut acest episod, nu uitați să băgați un like și să vă abonați. Ne revedem cu alte episoade.